Salut, salut! Ai 18 ani, probabil ai scăpat de școală, ai luat bacul sau nu l-ai luat, asta contează mai puțin. Ideea de bază este să îți găsești un loc de muncă, de preferat să fie un loc de muncă ok, decent și să ți se dea măcar salariul minim pe economie. Chiar îți recomand să nu accepti mai puțin decât salariul minim pe economie. Pentru început o să ne trebuiască un bidon sau un borcan. Eu am folosit un bidon din ăsta de la Aquavia, căruia i-am făcut o gaură în capac, cam cât de o monedă de 50 de bani. Am folosit un bidon din ăsta de plastic pentru că în mijlocul verii chiar nu ai unde să găsești un borcan din ăsta de murături de dimensiunea asta. Pentru ca acest joc să poată funcționa ok, o să avem nevoie și de reguli, iar prima regulă și cea mai importantă este să te plătești pe tine. Deci regula numărul 1, plătește-te pe tine. Eu am ales să pun suma asta de 20 de lei în borcan în fiecare zi pentru că este o sumă nici prea mare, nici prea mică, o sumă acceptabilă, o sumă pe care poți să o dai și pe un pachet de țigări în fiecare zi, deci nu este o, să zic așa, mare pierdere. În primele 3 zile o să punem 20 de lei în bancnote de 1 leu. Apoi o să punem în a patra zi bancnote de 5 lei și începând din a cincea zi o să punem bancnote de către 10 lei. De ce facem chestia asta? Să punem în primele 3 zile de 1 leu? Pentru că avem nevoie să creăm acea rutină de a pune bani, acele legături. Creierul nostru trebuie să dezvolte această rutină de a pune bani în acest borcan. Și făcând repetitiv chestia asta, ți se creează în creier anumite, nu știu, circuite, le poți numi în orice fel, prin care poți să creezi rutina asta de a pune bani în fiecare zi în borcanul ăsta. Deci, ziua 1. Da? Facem așa. Ziua 1 trebuie o gaură mai mare. Bun, bine de știut!